Ne întoarcem însă la ce se întâmplă în fâșia Gaza. Domnule Filip, știm că sunt Bună ziua, știm că sunt 350 de români blocați acolo, 260 au solicitat sprijin. Sunt până la acest moment 545 de cetățeni străini evacuați. Sunt 110 care au reușit să iasă până acest moment. Nu este niciun român. Care este explicația și când ne așteptăm să fie evacuați și cetățenii noștri de acolo? Da, așa cum ați spus și dumneavoastră, autoritățile izraeliene și cele egiptene ne-au informat în cursul nopții trecute că urmarea negocierilor internaționale purtate în ultimele zile s-a decis deschiderea în cursul zilei de astăzi a punctului de trecere a frontierei de la Rafah dintre fâșia Gaza și Republica Arabă Egipt. Până în prezent, conform informațiilor din teren, disponibile până la această oră, este permis tranzitul frontierei pentru funcționarii organizațiilor internaționale, pentru cazurile medicale, așa cum ați arătat și dumneavoastră coloana de ambulanțe, și pentru cetățenii din statele cu comunități reduse din fâșia Gaza. Domnule Filip, știm dacă vreunul dintre românii de acolo este într-o situație medicală gravă, în sensul că a fost rănit în aceste bombardamente sau, mă rog, din alte motive, pentru că noi știm că sunt 350, da, 260 au solicitat evacuarea, dar care este starea lor concretă? După cum știți, situația umanitară din fâșia Gaza este una care afectează mulți oameni nevinovați. Suntem profund îngrijorați de această situație, dar până în acest moment nu ne-au fost semnalate cazuri medicale de cetățeni români decedați sau răniți. Ce e important de subliniat este faptul că chiar dacă în cursul zilei de astăzi frontiera a fost deschisă pentru funcționarii organizațiilor internaționale, cazuri medicale și cetățenii din statele cu comunități reduse, autoritățile egiptene și cele izraeliene au dat asigurări că punctul de frontieră va continua să fie deschis pentru evacuări și în următoarele zile. Motiv pentru care celula de criză a Ministerului Afacerilor Externe, activată încă de la debutul acestei crize, funcționează, a întreprins demersuri pentru trimiterea în regim de urgență a unei a doua echipe consulare mobile din cadrul unității de reacție rapidă, în vederea consolidării capacității de sprijin consular. Astfel, suntem pregătiți ca în momentul în care, în funcție de ce stabilesc autoritățile izraeliene și cele egiptene, să putem permite evacuarea, să putem facilita evacuarea în condiții de siguranță rapid pentru cetățenii români și membrii familiilor acestora care ne-au solicitat sprijin în acest sens. Da, vreau să vă întreb, pentru că încă din primele zile știu de la românii din fâșia Gaza care cercau disperat să ia legătura și cu noi presa și cu dumneavoastră cei de la MAE, nu mai au documente valabile, cei mai mulți dintre ei, pentru că sunt de foarte mult timp plecați din România sau vorbim despre copiilor, da, care nu au mai ajuns să-și reînnoiască, sau cei mai vârstnici. Știți care e situația? Pentru că înțelegem că armata israeliană controlează fluxul acesta de oameni foarte atent și egiptenii de asemenea, pentru că teama inclusiv a statelor din regiune este ca printre acești oameni care ies de acolo să nu fie teroriști Hamas. Și atunci, cum vor putea ieși dacă nu au documente valabile? Se poartă discuții în acest sens? Sigur, în ceea ce privește cetățenii care ne-au solicitat sprijin din punct de vedere până la evacuare efectivă, procedurile birocratice au fost îndeplinite, tocmai vă spuneam, și de faptul că a doua echipă de consulară mobilă din cadrul unității de reacție rapidă a fost trimisă în teren pentru consolidarea capacității de sprijin consular, tocmai ca evacuarea să nu fie pusă în pericol de aceste chestiuni birocratice, să putem acționa rapid și astfel ca cetățenii să fie un flux constant în ceea ce privește evacuarea cetățenilor care ne-au solicitat. Dar cei care nu au aceste documente vor putea să iasă dacă nu sunt documente valabile? La momentul actual, din informațiile pe care le avem, partea aceasta de
revalidarea documentelor, de eliberarea documentelor necesare călătoriei va fi suplinită prin aceste unități de echipe consulare care s-au deplasat pe teritoriul Egiptului. Da, o ultimă întrebare mai am, pentru că știu că la un moment dat s-a confirmat primul ostatic cu dublă cetățenie și atunci știu că am fost în contact, am discutat, aseară ne-ați transmis din nou date că încă doi români sunt ostatici, deci sunt trei la acest moment din datele furnizate oficial de autoritățile israeliene. Există discuții, negocieri și în acest sens? Sau cum putem să ajungem la eliberarea celor care au și cetățenie română? Pentru că mă gândesc că și acolo există o diferențiere, o prioritizare în funcție de aceste cetățenii internaționale, din câte vedem deja ce se întâmplă și cu cei care ies din Gaza acum. Din păcate, da, seara, pe baza informațiilor transmise de autoritățile israeliene, am confirmat faptul că doi cetățeni cu dublă cetățenie israeliană română cu domiciliul în Israel sunt ostatici în Fâșia Gaza. Aceștia, în total, avem bilanțul de trei cetățeni cu dublă cetățenie care se află ostatici în această zonă. Mesajul nostru clar de la debutul atacurilor din 7 octombrie a fost acela că am solicitat la toate nivelurile eliberarea imediată a tuturor ostaticilor, inclusiv a cetățenilor cu dublă cetățenie. Trebuie să menționez faptul că, așa cum ați putut vedea, în ultima vreme s-au purtat discuții cu ambasadori acreditați în România din diverse state, Egipt, Iordania, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Turcia. Suntem în contact permanent cu reprezentanții statului Israel, cu reprezentanții Egiptului, cu privire la românii din Gaza, dar subiectul în ceea ce privește ostaticii, nu numai cei cu cetățenie română, ci a tuturor ostaticilor, a figurat printre subiectele discutate de Ministrul Afacerilor Externe cu omologii din statele enumerate mai sus. Radu Filii, purtător de cuvânt MAE, vă mulțumesc foarte mult pentru toate datele, rămânem în contact, așa cum suntem din 7 octombrie încoace, pentru că avem